Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agriplanta Roma Agrotech la Fundulea. Vă spuneam că sunt împreună cu alții invitați. Dați-mi voie să vă prezint și oaspeții mei de la această oră și o să încep cu doamna Georgeta Dicu, inginer agronom. Sărmâna, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Îl salut de asemenea pe domnul Gabriel Achim, inginer agronom de asemenea. Bună ziua, bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, domnul Valentin Popa, fermier. Bună ziua și dumneavoastră și vă mulțumesc pentru prezență. Iată că ne întâlnim și aici, aproape de București, la Fundulea, într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, dacă stăm să vedem ce teren generos găsesc fermierii în zona asta. Spunea cineva la un moment dat că aici, în zona asta, ce e cel mai important, să nu uiți să semeni terenul, că ai recolte bogate. E adevărat sau nu e adevărat? E adevărat. E adevărat. Mă bucur să aud lucrul ăsta. Întâi de toate vreau să-mi spuneți cum vi se pare ediția de anul acesta, ediția cu numărul 9, pentru că iată că și evenimentul de aici din Călăraș a progresat de la an la an, de la ediție la ediție și a ajuns la o cifră frumoasă, la o cifră importantă. Dumneavoastră fiind și din zona asta de Călăraș, de Fundulea, altfel puteți să percepeți lucrurile. Cred eu că sunteți obiectivi în ceea ce ne veți spune, deși mândria aia locală cred că își spune cuvântul la fiecare dintre noi. Doamna Dicu. În primul rând vreau să vă spun că eu mă simt extraordinar de bine pentru că sunt la mine acasă, este localitatea în care m-am născut, sunt mândră că acest eveniment se desfășoară în fiecare an în Fundulea. În calitate de ameliorator de porumb lucrez pământ în Fundulea, lucrez cercetare în Fundulea de foarte mulți ani. Și vreau să vă spun că într-adevăr este o binecuvântare, chiar dacă anul acesta au fost foarte mari probleme datorită capriciilor vremii, o primăvară, un aprilie foarte rece, din punct de vedere al precipitațiilor a fost foarte bine, dar cu toate acestea, cel puțin pentru firma și hibrizii pe care îi reprezint, am trecut cu brio această perioadă, am avut germinație bună, avem răsărire foarte bună, avem precipitații, iar din punct de vedere al participării la această expoziție, în calitate de expozanții cum suntem, prima zi a fost neașteptat de bine, după o dimineață dezamăgitoare cu ploaie mocănească ca și de toamnă, a ieșit soarele, am avut foarte mulți vizitatori, deci startul este foarte bun. Mă bucur să aud lucrul ăsta. Domnul inginer Achim. Da, la fel cum a spus și doamna inginer, și mie îmi face plăcere și chiar mă bucur că la noi în oraș, da, suntem orașul Fundulea, se desfășoară această expoziție. Chiar zic că prinde foarte bine pentru fermier, că au ce vedea aici, de la sămânță până la utilaje agricole, până la piese de schimb. Am văzut că în fiecare an vin cu produse și mai noi, dezvoltă, se extind și mai mult. Da, din punctul meu de vedere, un plus destul de mare pentru Fundulea, destul de mare în primul rând și pentru agricultorii din toată țara, care pot lua legătură fie cu producători, fie cu distribuitori de utilaje, semințe și cred că, da, chiar dă un plus orașului Fundulea, un plus foarte mare. Domnul Popa. Da, mă bucur că se ține în acest loc la Fundulea această expoziție. Eu vin undeva la vreo 8-9 km de Fundulea. Deci tot din zonă, sunteți și dumneavoastră. Tot din zonă, da, adevărat. Și avem ce vedea, utilaje pentru noi ca fermieri. E foarte important să ne documentăm tot ce e pe piață la ora asta, de la utilaje până la sămânță, pesticide și tot ce există în expoziție. E o expoziție mare, ai ce vedea la ora asta, sperăm să fie timpul bun, că totuși n-am văzut tot ce trebuie ca să le iei pe fiecare în parte, stand cu stand. Am fost pe la utilaje, pe la tractoare, sunt încântat pentru un tractor. Doriți să achiziționați? Să achiziționez un tractor de vreo 50 de cai, dar mai am timp să văd, mai sunt, să studiem piața, mai sunt zile să venim în expoziție.
Da, trebuie să le spunem telespectatorilor că această expoziție, acest târg se întinde pe durata a 4 zile. Duminică exact. Este ultima zi în care pot veni aici și pot vizita târgul, pot dialoga cu cei prezenți. Exact. Cred că se pot negocia și anumite prețuri, anumite tranzacții care se doresc a fi făcute. E un prilej bun pentru fermierii români, pentru, spuneam mai devreme, că nu trebuie să fii neapărat de aici, din zona de sud a României, să ajungi la Fundulea. Am văzut edițiile trecute și anul acesta fermieri veniți din diferite regiuni ale României. Asta demonstrează faptul că târgul ăsta a căpătat o credibilitate mult mai mare, un interes sporit din partea agricultorilor, din partea tuturor celor care sunt interesați de tehnică modernă. Iată că aici, la doi pași de București, vă puteți dota fermele și puteți descoperi oameni care vă pot da o mână de ajutor prin ceea ce expun, prin sfaturile pe care vi le pot oferi. Sunt multe întâlniri, chiar în momentul ăsta în cortul de la forum are loc o dezbatere interesantă a celor de la Fenegal. Și domnul Alexandru Potor, președintele Fenegal, va veni aici la Agricultura, la raport în scurt timp. Dar până atunci să revenim un pic la ceea ce discutam cu dumneavoastră. Doamna Adicu a venit aici într-o dublă calitate. E și expozant, dar în același timp sunt convins că și dumneai urmărește cu atenție ce se întâmplă în cadrul expoziției. La fel și dumneavoastră sunteți interesați fie să achiziționați, fie să urmați acești pași în viitorul imediat. Revenind un pic la vremea asta care s-a dovedit a fi capricioasă în perioada asta, ce soluții aveți dumneavoastră ca și fermieri? Ce faceți, cum reușiți să țineți lucrurile sub control? Pentru că dacă o lungă perioadă de timp a plouat, acum urmează să reapară soarele. Să sperăm. Asta cel puțin ne dorim noi să se întâmple. Pentru că, mă scuzați că am intervenit doar cu telefonul în brațe, prognoza meteo, veștile nu sunt foarte bune pe următoarea săptămână, după cum ne-am uitat. Încă se anunță ploi. Din experiența mea avută cu arbuși fructiferi de la pepinierele Fundulea, noi am avut ceva probleme cu bolile, făinarea, rugina zmeurului, adică ne-au întârziat un pic mai mult tratamentele, nu am putut intra în câmp, fie noroi, fie umiditate foarte mare, fie se anunțau ploi imediate, la o scurtă durată după dacă am fi efectuat tratamentele. Deci pentru noi a fost un minus, dacă mă refer la boli. Dacă mă refer, cum spune și doamna inginer, la răsărit, la drajonare, la puieți, pentru că noi ne bazăm foarte mult și pe drajonarea arbuștilor fructiferi, a fost un an foarte bun, dar să sperăm că în viitorul foarte apropiat vor stagna ploile. Din punct de vedere al culturilor prășitoare, respectiv porumb, floarea soarelui, soia, problemele sunt aceleași. Fermierii au semănat foarte devreme, a venit perioada de frig, răsăritul, germinația și răsăritul au fost mult întârziate, a venit perioada de ploi, iar acum ne confruntăm cu faptul că nu putem intra la tratamente, respectiv combaterea buruienilor, care sunt cele mai importante lucrări în acest moment, iar revenim în actualitate cu problema combaterii Tanimecus, pentru că anul acesta, ca de fapt în fiecare an, problemele se schimbă, gradul de atac se schimbă, probabil se dezvoltă rase noi și riscurile pentru culturile de porumb și floarea soarelui sunt din ce în ce mai mari. Pentru mine este un moment foarte bun, după o campanie de vânzări bună pe care am avut-o, să mă întâlnesc cu fermierii care au achiziționat sămânță de la noi și să schimbăm impresii și să încercăm să învățăm împreună
cum să folosim cele mai bune resurse și cum să depășim cele mai mari probleme pe care le avem pentru culturile prășitoare de primăvară. Da, e un început de an agricol foarte bun. Cred că culturile arată bine la ora asta, mai ales după ploile care le-am avut. Și mai la microfon. Am terminat cu erbicidatul, vorbul deja s-a dus aproape în 5 frunze. După anul care din toamnă dă secetă, eu zic că pentru mine ca fermier la cultura mare e un an foarte bun și promițător. Cultura de grâu la fel arată foarte bine. I-am cam făcut aproape cam toate tratamentele, dacă o să mai fie un singur tratament de făcut, să mai trecem cu o trecere din fungicid și cam atât despre cultura mare. Aș vrea să intervin numai un minut. Am fost și norocoși că în zona noastră, mă refer partea județului Călăraș, am fost feriți, mulțumim lui Dumnezeu, de calamități și totul s-a dezvoltat foarte bine. Da, ăsta a fost un mare noroc dacă stăm să privim cu atenție ce s-a întâmplat în ultima perioadă, mai ales aici la doi pași de dumneavoastră. Au fost situații în care anumiți fermieri au avut mult de suferit. Cred că mai trebuie să luați în calcul și un alt aspect. În afară de munca asta pe care o faceți zi de zi, cred că trebuie să vă gândiți un pic și la asigurarea culturilor, pentru că schimbările climatice nu mai sunt o simplă poveste, o banală poveste spusă de unii sau de alții. Ele reprezintă o realitate a zilelor noastre, o realitate de care se lovesc cei mai mulți fermieri, iar schimbările astea climatice duc de la sine și la alte probleme. Problemele astea, bineînțeles că sunt lucruri cu care nu v-ați confruntat în anii trecuți și pe măsură ce timpul trece, apar și astfel de provocări, astfel de transformări. Da. Într-adevăr, dacă era cum a fost în zonă care au afectat 3-4 localități din județ, era grav. Că am înțeles că în proporție de 80% cultura este distrusă. Că e grâu, că e porumb, că este rapiță, mai ales rapița care e foarte perisivă. Dar în sprijinul ăsta trebuie să vină și Ministerul Agriculturii, cu noi le asigurăm culturile, dar și ei trebuie să vină cu niște fonduri la cei care sunt loviți de calamități în zonele respective unde cade, că nimeni nu știe unde cade piatra sau temirice furtunii ca să nu mai ai cultura acolo. Mai ales la grâu s-a mai întâmplat cu ani în urmă unde au fost calamități de furtuni în care la culcat de-abia luai după jos, dar undeva aveai pierdere de 45%. Vă rog. Noi chiar de anul trecut ne-am combătut cu ceva piatră. Avem asigurări făcute de specificat și pentru toți fermierii. Un pic asigurările și-au luat și ceva marge de eroare în care în anumite perioade nu decontează pierdere în totalitate, mai ales la grindină. E o problemă cu asiguratul culturilor la grindină. Mai ales că doamna inginer aici de față știe, o persoană mult mai în vârstă, cu mai multă experiență decât mine. Anii trecuți, poate vorbim de 10-20 de ani, grindina era izolată. Cădea în seci, în perioada de secetă, 5 minute. Pe o suprafață foarte mică și trecea. Dar noi vorbim de grindină în România care persistă de o lună și ceva cam pe județe. Cred că nu-i foarte puțin, majoritatea județelor au fost lovite. Da, și am înțeles că, dacă îmi permiteți, am înțeles că suntem singurul județ care nu avem rachete anti-grindină. Călărașul. Nu cunosc. Chiar dacă ar fi, eficacitatea lor este mult redusă din ce am văzut că se întâmplă în țară. Problema este că datorită acestor schimbări climatice, aceste fenomene au apărut anul acesta foarte devreme. Adică nimeni nu se aștepta ca la sfârșit de aprilie și început de mai să avem asemenea dezastru în unele județe, adică cantități de grindină impresionant de mari. Eu nu am văzut
până la vârsta asta și în toată activitatea mea un asemenea fenomen. Suntem binecuvântați pe zona aceasta. Eu lucrez în cercetare pe Fundulea, pe județ, de peste 25 de ani. Nu m-am confruntat cu un asemenea fenomen foarte sever. Au mai fost pe perioada verii, dar pe mine în cercetare mă ajută orice fenomen care se întâmplă în evaluarea materialului genetic. Pe mine mă ajută foarte mult ploaia din această perioadă, pentru că plantele se dezvoltă normal. Pe mine mă ajută și mă bucur foarte mult atunci când vara am secetă și arșiță, pentru că pot să-mi evaluez materialul genetic pentru aceste însușiri, toleranță la secetă și arșiță. Pe fermierii îi dezavantajează, dar asta este viața, fiecare cu meseria lui și cu provocările pe care le are. Da, chiar e un avantaj ploile astea, adică e o resursă în sol, pentru să sperăm că nu vom da de secete pe vară, însă avem o resursă. Bun, trebuie să le spun celor de acasă faptul că sunt foarte mulți fermieri care trec pe aici prin fața cortului nostru, ne salută oamenii, trebuie să le răspundem la salut și asta vreau să înțeleagă telespectatorii noștri, că nu e un semn de impolitețe faptul că de multe ori poate privirea mea se îndreaptă către cei care mă cunosc și mă salută, le răspund fermierilor, pentru că noi cei de la AgroTV suntem în slujba lor 24 din 24. E un lucru care ne onorează, să știți, să putem fi parteneri, să reflectăm munca dumneavoastră pe care o faceți în agricultură și iată că munca fermierilor români e din ce în ce mai apreciată. Astăzi la deschidere au participat mai multe personalități, mai mulți oameni importanți din diferite medii și cu toții recunoșteau evoluția agriculturii românești. E o realitate că vor unii să recunoască sau nu vor să recunoască, așa stau lucrurile. Cred că asta vi se datorează într-o măsură și dumneavoastră celor care sunteți aici, fie că faceți cercetare, fie că lucrați în anumite ferme. Sunt și doi tineri care au mizat pe acest sector, pe agricultură. Poate că la momentul în care ați început să faceți munca asta, nu era la fel de bine răsplătită, remunerată, existau multe pericole. Ați crezut în șansa asta pe care ați avut-o și pe care o aveți și iată că s-a dovedit a fi o carte câștigătoare pe ceea ce ați mizat în urmă cu mai mulți ani. Vorbeam despre terenul ăsta bun și mănos aici în sudul României, un teren pe care alții și l-ar dori. Știu însă că există și probleme, pentru că așa stau lucrurile în momentul de față. Lipsa forței de muncă, vorbeam despre educație, vorbeam despre implicarea fermierilor în a-i atrage pe cei mai tineri să lucreze în agricultură, fie că vorbim de cultură mare, fie că vorbim de zootehnie. Zilele astea au loc mai multe întâlniri între fermieri, reprezentanții liceelor agricole. Haideți să le dăm câteva argumente celor care fie sunt părinți, fie sunt tineri la început de drum și nu au așa un orizont bine definit. Pentru ce merită să te faci fermier? Care ar fi motivele pentru care merită să faci agricultură în ziua de astăzi? În primul rând, pentru că e o meserie frumoasă, o meserie plăcută din toate punctele de vedere. Doar să ai ambiție, să crezi în tine și să ai și puțin noroc, un gram de noroc în agricultură. Într-adevăr, noi în agricultură stăm și cu, întotdeauna e un risc. E vorba de fenomene ce vorbeam mai devreme, dar plecând de la copiii trebuie părinții să-i îndrume spre agricultură, să le arate, pentru că agricultura e viitorul.
de aici încolo. Și dacă ei își aleg o cale, spune, domnule, eu mă duc și mă fac, nu știu, haitist și nu vrea în agricultură, dar dacă părintele îl îndrumă, cred că ajunge la o concluzie să facă agricultură. Dar nu ține de toți copiii. Dumneavoastră v-ați îndrumat copilul către agricultură? Normal, pe amândoi am îndrumat către agricultură. Cel mare e la Liceul Tehnologiei Fundulea, e pe agricultură, face liceu agricol. Cel mic o să-l dau la harnaj, la mecanici. Învățământ dual, exact, dar pentru că el este cu tractoarele și îi place cel mai mult. Și vreau să spun că 70% din teren ei îl lucrează amândoi. Vreau să spun că la Arad nu știu dacă ar 5 hectare pe an. Eu. Rest. Felicitări dacă ați reușit să le transmiteți. 95% din teren ei îl lucrează amândoi. Plus la semănat la grâu, vreau să spun că cred că am semănat vreo 10 hectare, restul de teren ei l-au semănat. Pentru că eu alergam documente, sămânță și toate cele. Doamna Dicu. De ce să ne îndrumăm copiii să lucreze în agricultură? Pentru că a lucra cu pământul, cu plantele și cu animalele este ca și cum ai lucra cu oamenii. Pământul, plantele și animalele înseamnă viață. Iar viața este cea mai importantă pe acest pământ. Trebuie să învățăm să lucrăm cu viața, cu pământul, cu plantele și cu animalele. Trebuie să învățăm să le respectăm așa cum ne respectăm și pe noi, pentru durabilitatea pământului nostru, care este unul dintre cele mai fertile pământuri din Europa. Agricultura este cea care ne hrănește, da? Și eu mi-am îndrumat copilul către agricultură, este student anul 4 la agricultură, lucrăm împreună de când avea vârsta de 14 ani, l-am luat în toate vacanțele la muncă și am făcut bine pentru că îi este drag să muncească, nu obosește niciodată, nu se plânge niciodată. Așa că, dragi tineri, veniți în agricultură. Un asemenea eveniment cred că spune aproape totul despre cât de frumoasă este agricultura, evenimentul care se desfășoară în aceste zile la Fundule Agriplanta, iar pe părinți îi îndemn să îi îndrume pe copii către agricultură, în special pe copiii din mediul rural, pentru că învățământul preuniversitar trebuie să fie partea din învățământ care trebuie să ofere învățământului universitar viitorii studenți. Altfel este foarte greu. Eu mă confrunt cu această problemă și chiar este foarte greu. Din nefericire am eșuat în două tentative de a angaja doi tineri ingineri care la început au fost foarte entuziaști, după aceea s-au retras, nu știu din ce motive. Motivează că le este frică de un start în agricultură. Așa ca o glumiță, să nu vă supărați pe mine. Posturi de conducere pentru ei nu aveați? Din păcate nu, din păcate nu. Eu muncesc cot la cot cu ei, deci nici eu n-am un post de conducere, chiar dacă coordonez. Cred că asta i-a deranjat, că n-aveți. Dragi copii, tineri, în agricultură, dacă doriți și sunteți iubitori de IT, în agricultură avem nevoie și de IT. Acum majoritatea utilajelor se conduc din gadgeturi, din laptopuri. Avem nevoie și de management pentru a ne vinde produsele. Deci într-un singur cuvânt, dacă vă iubiți țara, dacă iubiți plantele, dacă vă place agricultura, în agricultură e loc și de IT-ist, și de tractorist, și de absolut și de posturi de conducere, de ce nu, și de director. E mult de muncă până acolo, dar dacă îți dorești și vrei să faci asta, cu siguranță aș vrea să mai plusez un pic, dacă îmi permiteți. Dragi tineri, dacă vreți să vedeți în mare parte ce înseamnă agricultura, eu vă aștept pe data de 1 iunie la pepinierele Fundulea să vorbim, să discutăm cu mare drag. De ziua copilului? De ziua copilului, atunci a fost programată în prima sâmbătă din luna iunie. Uitați, a căzut și cu copiii.
Bun, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici în studioul nostru de la Agriplanta de la Fundulea. Celor de acasă le fac încă o dată invitația de a veni aici în județul Călăraș să participe la această ediție, o ediție importantă pentru ceea ce se întâmplă în agricultura românească. Să nu uităm de faptul că e un an important din mai multe puncte de vedere, faptul că ușor, ușor urmează să se aplice o nouă politică agricolă comună, cred că ar trebui să îi motiveze în plus pe fermieri, pe cei care vor să vină, să discute, să primească informații, să aibă parte de consultanță, pentru că sunt mulți specialiști prezenți aici în incinta târgului, oameni care vă pot informa, vă pot ajuta pe cei care aveți nevoie de astfel de sfaturi. Mulțumesc încă o dată pentru prezență, luăm câteva minute de publicitate, iar după o scurtă pauză comercială ne vom revedea din nou, dar cu alți invitații.